adevărat. Sunt oameni pentru toate stilurile de tatuaj. Serios. Chiar dacă e realist, chiar dacă e... Deci, nu mai sunt ca pe vreme. Sezoane. Nu mai există nici vara, iarna, sezoane în care lumea statuează mai mult sau mai puțin. Pentru că cultura asta s-a dezvoltat atât de bine. A trecut din artă decadentă, artă adevărată. Lumea nu mai vede așa și are mai multă receptivitate la public și mai mulți oameni și au diferite gusturi, bineînțeles. Unii vor realism, unii vor line-work, dacă vedeți, old school, color, deci acum toată lumea își face de toate. Artiști care nu și-au înscris tatuajele. Treilea membru al juriului este Brada Pino din Hawaii. Hello? Please join us on the stage. El va urmări liniile, este foarte bine specializat. Familia lui, din câte mi s-a povestit și așa este, face tatuaje de vreo... De cât timp fac tatuaje familia? 500 de ani, ceva de genul ăsta? E o tradiție adevărată, cineva l-a întrebat la un moment dat. Dar părinții tăi ce au avut? Ce părere au avut când ți-ai făcut primul tatuaj? Păi nu, că tata mi l-a făcut. Ah, ok. Very, very, very strong. My style is black and gray. You know, a lot of people get like Maori tattoos, people get the lettering. Actually, you know, right now, here in the expo, people get a really nice pieces. It's not like, oh, let's do portrait, let's do, you know, people get a bunch of different styles. For me, I have a nice piece, I did it here. Okay. 7 hours and a half, so a bit painful.